Marcu, la capitolul 2, haideți să citim un cuvânt pe scurt, dar frumos, deosebit. Deci Marcu 2 cu 1. După câteva zile, Iisus a întors la Capernaum, s-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu puteau să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inci. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului: Fiule, păcatele ți sunt iertate. Unii din cărturarii care erau de față se gândeau în inima lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele ți sunt iertate, ori a zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție îți poruncesc, a zis el slăbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți au rămas uimiți și slăveau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva. Amin. Vă rog frumos să reluați locurile. Seara aceasta e o seară mai specială, o seară mai deosebită și am dorit să aducem înaintea Domnului cauzele de boală, de suferință, cauzele în care Dumnezeu să se atingă de fiecare dintre noi. Eu cred că sunt aici multe, multe probleme și există în mijlocul nostru unul care poate rezolva orice problemă. Numele Lui este Iisus Hristos și El trăiește și astăzi, fraților. Credem că Domnul trăiește și astăzi? Credem că Domnul are putere și astăzi? Credem că Domnul mai iartă și astăzi păcatele? Lăudat să fie numele Domnului nostru! Stăm înaintea lui Dumnezeu toți ca unul și foarte importantă, să știți, unitatea înaintea lui Dumnezeu. În anul 1969, într-o localitate de undeva din Sălaj, a fost dată o prorocie pentru un vas de lucru. Era un vas de lucru, un frate bătrân în biserică, și Domnul spunea bisericii să se apropie de Dumnezeu și să postească, pentru că Domnul vrea să le dăruiască un dar în biserică, și s-a și dat un dar de vindecare. Dar știți că prorocul nu-i prea prețuit în patria lui. Și atunci ori intrat unii la judecată, alții s-au gândit ce să facă și n-au făcut nimic. Exact cum scrie în Judecători, în capitolul 5, despre oamenii care erau în Ruben. S-au dus la păraiele lui Ruben, au fost mari sfaturile, mari hotărârile, dar n-au făcut nimic. Așa au făcut și ăștia din biserica respectivă, ciocotii și îi spunea la biserică, și n-au făcut nimic, nimic. Și-a trecut un pic de timp, nu mult, și-a venit un frate de undeva de la 7 cetăți depărtare, da? Și tot prin prorocul acesta a fost a doua lucrare. O zis, fiindcă n-ați cerut cu insistență, fiindcă n-ați rezolvat problemele pe care le-am spus, că Domnul i-a zis să vă iertați unii pe alții, să vă iubiți, să n-aveți nimic murdar în viețile voastre, ca eu să vă dăruiesc darul ăsta pe care vreau să-l aduc aici în mijlocul bisericii. Dar fiindcă n-ați făcut lucrurile acestea, iată ce vorbește Domnul: acest dar îl voi trimite la 7 cetăți depărtare. Și fratele care era prezent acolo, stat-o calculat, s-o gândit, erau normal că erau mai multe localități, dar biserici erau 7 până ajungea el în biserica lui. Deci localități erau mai multe, dar biserici formate erau exact 7. Și atunci el s-a dus foarte marcat, foarte mișcat în biserica lui. Și a zis așa: fraților,
Uitați-vă ce descoperire a fost dată prin Duhul Sfânt. Haideți să intrăm înaintea lui Dumnezeu în post, în sfințire, în apropiere de Dumnezeu, că Dumnezeu, uite ce a zis și uite ce face Dumnezeu. Și primul semn, știți care a fost? Era un copilaș de 4 ani și jumătate care avea o tumoare canceroasă aici, în zona pieptului. Era așa de umflat acolo și doctorul a zis că încearcă să-i scoată 3 coste și să-i taie mâna, să vadă dacă poate să supraviețuiască copilul. Și au zis, părinții, noi așa ceva pe semnătură, noi așa ceva nu facem. Noi avem un Dumnezeu și Dumnezeul nostru poate să vindece. Slăvit să fie Domnul! Și s-au dus la biserică, dar au lucrat Dumnezeu pe altă parte. Păstorul bisericii de acolo a fost la Timișoara și la Timișoara venise un evanghelist, un om al lui Dumnezeu deosebit prin care Domnul făcea minuni. Și fratele Codreanu întreabă, câți bolnavi sunt în biserică? Să se ridice în picioare. S-a ridicat, i-a numărat, așa, așa. Și zice evanghelistul, nu mai număra, frate, că 30 au zis Domnul că vindecă în seara asta. I-a numărat, zice, 29, ai greșit. Zice, Domnul nu greșește niciodată. Domnul a zis că 30 vindecă în seara aceasta. Și Codreanu a zis iară, ridicați-vă toți bolnavii să vă număr. Și iar i-a numărat. Ce frate, 29, ceva nu-i în regulă. Frate, Duhul Sfânt a spus că vindecă 30 de oameni în seara asta. Și atunci unul care era dincolo de ușă, că erau oameni afară, și-au făcut cu greu loc și-au intrat pe ușă și-au zis, eu sunt al 30-lea. Și în seara aceea Dumnezeu a vindecat 30 de oameni, fraților. A sărit o femeie de pe un cărucior și era un bărbat care avea, uite așa, o tumoare ca un ou pe mână. Și ăla de bucurie a început să bată din palme, aleluia, Domnul e aici. Și când s-a uitat, nu mai avea ou pe mână, că l-a vindecat Dumnezeu. Și s-a atins Dumnezeu de 30. Și a venit păstorul de acolo, de la Timișoara, într-un sătuc din județul Sălaj. Și a zis, dar ce la noi, nu poate lucra Dumnezeu? Și a venit inspectorul cultelor de atunci și a zis către el, băi, zice, bine că prin tâlharul ăla, că așa l-a numit, zice, care vine din străinătate, lucrează Dumnezeu și voi, păstori, penticostali, botezați cu Duhul Sfânt, voi ce faceți? Și atunci fratele păstor împreună cu conducerea bisericii, post, rugăciune și l-a rugat pe Dumnezeu să intervină. Și prima lucrare pe care a făcut-o Dumnezeu acolo în biserică a fost că pe copilul ăla bolnav de 4 ani și jumătate, copilul ăla care avea tumoare aici, l-au dus părinții la biserică și au plâns și au zis, vrem ca Dumnezeu să-l vindece. Frații au făcut ungerea, Duhul Sfânt a spus, mă ating de el și-l vindec. Și când s-a dus acasă, dormea noaptea, era în prima noapte după ce i s-a făcut ungerea și era cu un frate de-a lui mai mare și a zis, scoală-te, zice, mi-a picat mâna. Dar vă dați seama, la 4 ani jumate, ce înțelegea un copil? Când s-a sculat frate-sul mai mare, speriat, s-a uitat, era baltă, i-a curs tot ce-a fost aici, nu i-a picat nicio mână. S-a dus cancerul și a fost vindecat complet, fraților, în numele Domnului Iisus. Și atunci s-a auzit în țară și a început să meargă acolo. Și se ridica prorocul și spunea, în seara aceasta Domnul mi-a arătat că vindecă 14 persoane și 14 erau vindecate. Mi-a arătat Domnul 25, 25 erau vindecați. N-am putea și noi astăzi să-L rugăm pe Dumnezeu să lucreze la fel ca și atunci? Ba da, fraților, Dumnezeu e același și Dumnezeu vrea să vindece bolnavii. Și Dumnezeu vrea să ierte păcătoșii. Și Dumnezeu vrea să coboare aici, în Dumbrăveni, că Dumnezeul nostru, slăvit să fie El. Uitați-vă, sunt 4 feluri de oameni în Marcu, în capitolul 2. Doar le punctez și apoi vreau să ne rugăm. Și ar trebui să ne întrebăm fiecare dintre noi, la care categorie aparțin eu? Cărei categorii îi aparțin eu? Pentru că înainte să le enumăr acestea, să știți că în Biblie se vorbește mult despre minunile Domnului și aș vrea să vă spun că există câteva condiții ca Dumnezeu să facă o lucrare, o vindecare, o minune.
nu punem carul înaintea boilor, să știți. Noi trebuie să mergem după Scriptură. Odată, fraților și surori, prima condiție este modalitatea. Cum lucrează Dumnezeu? Dumnezeu lucrează prin credință. Dar ca să avem noi credință, să știți, este o a doua condiție. Și anume, Domnul se uită la mine și îmi spune: oare tu te-ai sfințit astăzi, săptămâna asta, anul acesta? Ai o viață sfințită, te-ai apropiat de Dumnezeu. Dacă ți-ai sfințit viața, să știi că îți dăruiesc darul credinței. Și ceea ce vei cere cu credință în numele meu, eu voi face. Vedeți, e condiția credinței, e condiția sfințirii sau apropierii de Dumnezeu și mai este încă o a treia condiție, e condiția scopului. De ce vin eu înaintea lui Dumnezeu ca să mă vindece? De ce? Ca să se slăvească numele lui Dumnezeu sau să se slăvească omul sau numele meu sau cel care face ungerea? De aceea noi trebuie să venim cu seriozitate înaintea lui Dumnezeu și să spunem: toată slava este a lui Dumnezeu. Eram copil și în Câmpia Turzii, fratele Sile Lăzăreanu, pe cărucior, a fost adus de câțiva bărbați de afară, soția l-a adus cu sania de acasă, era iarnă, și câțiva bărbați l-au luat și l-au adus în față, lângă amvon. Fratele era olog, cânta la acordeon, unii l-a știut. V-a iubit foarte mult, venea în zonele astea foarte mult, fratele Sile Lăzăreanu. Și fratele ăsta a zis: fraților, uitați-vă, l-am evangelizat pe șeful miliției. Și a zis că dacă mă vede că sar din cărucior și umblu, să pocăiești. Zice: ce părere aveți dacă Dumnezeu ar face minunea aceasta? Ce părere aveți să facă Domnul și să-și facă numele de slavă, să pocăiască șeful miliției, măi? Și imediat biserica post, rugăciuni, apropiere de Domnul, și în timpul unei rugăciuni mai speciale, l-a auzit biserica în seara aceea când l-a adus pe Sile, nevasta, cu Sania, l-a auzit biserica pe fratele Sile, pe ologul care ședea pe scaun, eu țin minte foarte clar, ședea pe scaun, cânta la acordeon, dar nu putea face mai mult, l-a auzit biserica pe olog strigând: aleluia! Aleluia! Mai tare! Aleluia! Aleluia! Când s-a uitat, ologul stătea în picioare. A venit puterea și a intrat acolo în membrele alea paralizate și a sărit în picioare. Și biserica a început în clocot, în rugăciune, și ologul a început să fugă prin adunare și să strige: Hristos m-a vindecat! Hristos m-a vindecat! Hristos m-a vindecat! Lăudat să fie numele Domnului! Și vedeți? A patra condiție sau al patrulea lucru pe care Dumnezeu îl face atunci când vine și vindecă pe cineva, pe lângă că toată slava e al Domnului, Domnul are un scop ca să se întoarcă oamenii la mântuire. În urma lucrării din viața fratelui Sile, undeva la 30 și ceva, 40 de oameni s-au pocăit, pentru că l-au văzut pe omul acesta atins de Dumnezeu. Și acum mergem în textul nostru, doar am spus că punctez și apoi vreau să trecem la rugăciunea pentru cauze, pentru bolnavi. În Marcu, în capitolul 2, am citit această minune despre o credință sau despre un om care a ajuns în fața Domnului prin acoperiș și a ieșit pe ușă. Adică a ieșit nu așa cum a intrat. Și așa să ne ajute Domnul să ieșim de aici nu cum am intrat. A intrat bolnav, Domnul să te vindece. A intrat cu apăsări, cu poveri, cu păcate, Domnul să ierte și să elibereze. Vedeți? Și priviți aici patru categorii de oameni, oameni adunați, adunați, le spun cu litera A, ca să le ținem minte, oameni adunați, versetul 2. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. Și priviți la Domnul Hristos, El le vestea cuvântul, le predica. Și acum mergem la categoria numărul 2. Oameni care aduc, tot cu litera A, oameni adunați, ne-am adunat, ne adunăm, auzim că poate vin frați, ne ducem, ne adunăm, dar categoria 2, oameni care aduc. Au fost patru oameni, s-au dus și au văzut că prietenul lor era slăbănog. Nu era problemă că ar fi fost omul ăsta prea greu, înțelegeți că un slăbănog nu-i foarte greu, câte kilograme avea, n-avea multe. Dar au trebuit să meargă patru ca să creadă toți patru pentru unul năcăjit și amărât, ca Dumnezeu să se atingă și de el.
Și noi de multe ori mergem și îi acuzăm pe bolnavi. Oh, n-ai avut credință. Și parcă râdem de ei. Dar un om care ajunge, fraților și surori, am fost și eu odată pe pat în spital. Atunci când ești acolo, credința ți-e pe nicăieri. Dacă Domnul nu vine să se atingă de tine, credința e pe nicăieri. Dar ce mare bucurie când vine cineva și zice, cred eu pentru tine. Era o soră, era paralizată, nu putea să-și miște mâna la noi în Cluj. Și a zis, era la o rugăciune, și a zis un frate, zice, crezi? Nu cred deloc. Zice, deloc nu cred. Soră, cred eu pentru tine. Du-te la ușă și deschide clanța. Frate, dar ce mâna mea e paralizată. Soră, cred eu pentru tine. Du-te la ușă. Și când a încercat, a început Dumnezeu să lucreze. Și Dumnezeu a vindecat-o că a crezut altul pentru ea. În seara aceasta, dacă o să vedem că vin oameni în față să li se facă ungerea, alegeți de acolo de unde ești, unul sau doi, și roagă-te pentru ei ca și cum ar fi tata tău, mama ta, sora ta, fratele tău, ca Dumnezeu să se atingă, să credem noi pentru ei și Domnului îi place lucrul acesta, fraților. Când le-a văzut Iisus credința, uitați-vă, oameni care îi aduc pe alții. Și acum categoria numărul 3, oameni aduși. Copii care nu mai pot să vină la adunare, trebuie aduși mereu în rugăciune. Frați care nu mai pot să dea pacea Domnului, trebuie aduși mereu în rugăciune. Oameni care nu mai pot să zâmbească în viața lor pentru că i-a atins flagelul păcatului, trebuie aduși în rugăciune. Oameni aduși. În seara aceasta ne concentrăm pe oamenii ăștia, îi aducem înaintea tronului de milă și de slava lui Dumnezeu și Dumnezeu să se atingă de ei. Și a patra categorie de oameni, pe lângă oamenii adunați, pe lângă oamenii care aduc, pe lângă oamenii aduși, a patra categorie de oameni, oamenii atotștiutori. Oamenii atotștiutori. Uitați-vă aici. Oh, cum vorbește omul ăsta, versetul 7, hulește, cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Au fost și la noi în câmpia Turzii, unde am crescut, oameni care după ce fratele Sile a fost vindecat de Domnul, știți ce au zis? Și-au făcut efect medicamentele aduse din America. Ei credeau atunci că America are tot, inclusiv medicamentul nemuririi. Așa credeau. Și nu credeau că Dumnezeu l-a vindecat, oamenii atotștiutori. Oameni care știu totul, care îl judecau inclusiv pe Hristos, să ne ferim să fim judecători. Domnul Iisus să ne binecuvinteze. Amin.